Campionii mondiali de la mini-fotbal s-au întors acasă la Oradea. Au curs lacrimi de fericire la revenirea lor. Golgheterul Marius Balog a făcut-o să plângă pe iubita lui Lavinia, a surprins-o cu o cerere în căsătorie. Lavinia a pregătit primirea surpriză a golgheterului României de la mini-fotbal, dar cea surprinsă a fost chiar ea. Cu un inel cumpărat de la Dubai, Marius Balog s-a pus în genunchi și a cerut-o în căsătorie. Am un cadou pentru ea, am mari emoții, sper să nu dau greș. De mai bine de 2 ani se iubesc cei doi. Surprizele s-au ținut lanț pentru eroul României. Și la depozitul de construcții unde este angajat, Marius a avut parte de o primire de zile mari. Și cu muncă să nu uităm că avem de făcut bani. Am revenit la viața normală, trebuie să facem mai multe lucruri ca să avem un trai cât de cât decent. Șeful lui Balog e cel care îl trimite mereu pe terenul de fotbal. Pentru el a înființat inclusiv o echipă. Pentru Oradea lui Messi și poate și pentru România. Am știut că dacă e în teren băgând de goluri. Colegii din Naționala de Mini-Fotbal campioană mondială, Andrei Sumăian și Andrei Feric, se văd zi de zi și la muncă, nu doar pe teren. Cei doi sunt consilieri în vânzări la o firmă de design interior. Șeful lor e cel mai fericit de când băieții au devenit cei mai tari din lume. O să facem în weekend un antrenament prelungit, vreo 48 de ore împreună. O să le ofer ceva, da. Dar confidențial. Mi-era dor de o bere de campion. Sperăm că Răzvan să facă un poster cu noi, fiindcă sunt sigur că o să crească vânzările.